oficială a DICOT pe tema acestui scandal care a zguduit presa și ONG-urile. Vorbim în această seară despre justiție și despre dreptate și, ca să-l parafrazez pe un senator republican din Congresul SUA de aseară, care spunea așa: vreți justiție? Ați greșit țara, orașul și momentul. Așa arată iadul. Aceasta nu este justiție. Vom vorbi în această seară și despre bătălia infernală din SUA pe justiție, pentru că acolo este într-adevăr o bătălie în Congres între republicani și democrați pe nominalizarea unui judecător pentru Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite, practic pârghia judiciară a Statelor Unite, și veți vedea în această seară, vom regăsi moduri de operare ale politicienilor și în Statele Unite și în România asemănătoare. Chiar în acest moment se decide în Comisia Juridică a Congresului American ce se va întâmpla cu judecătorul, dacă se dă votul pe nominalizarea judecătorului pentru Curtea Supremă de Justiție din Statele Unite, pârghia judiciară a Statelor Unite ale Americii, dacă republicanii vor învinge și vor avea succes în acest demers sau nu, va fi o nouă amânare sau va pica judecătorul. O bătălie infernală care a ținut ieri pe loc Statele Unite, toată lumea a urmărit, milioane de oameni au urmărit audierile publice din Comisia Judiciară a Statelor Unite, din Senat, care au durat 10 ore pe această temă, oameni pe Twitter, în metroul american, pe străzi, în mașini, toată lumea asculta acest scandal uluitor, care de fapt se reduce la câștigarea pârghiei judiciare de către președintele american Donald Trump. Dar până la iadul din Statele Unite, vă propun să vedeți iadul românesc. Pentru că avem și noi aici, la noi în țară, un iad românesc. Vom vorbi despre aceste lucruri, multe dezvăluiri, așa cum vă anunțam, cu invitații mei de la această oră, două doamne și doi domni. Doamna Cosmina Cerva, avocat, bună seara, mulțumesc. Bună seara. Doamna Raluca Dan, jurnalist Sursa Zilei, bună seara. Mirel Cura, evenimentul zilei. Să rămână. Mulțumesc foarte mult, Mirel, și domnul Vladimir Ionaș, sociolog. Vă propun, doamnelor și domnilor, să începem cu iadul, pentru că iadul uneori se găsește și, așa cum spunea senatorul republican aseară în Congres, sipând în Congresul American, iadul este și în România în justiție, și vă propun să vedem puțin cum arată iadul din Direcția Națională Anticorupție. Acum ceva timp, pe 14 mai 2018, am scris pe Facebook-ul, pagina mea de Facebook, un material mai lung despre o situație terifiantă din interiorul Direcției Naționale Anticorupție. Se numea așa, postarea o vedeți pe ecran: dacă nu arestezi, îți iau fratele, și i l-au luat. Este vorba despre arestarea fratelui procurorului Vartic de la Direcția Națională Anticorupție, procuror care l-a arestat la rândul lui pe judecătorul, a cerut arestarea judecătorilor, pe judecătorul CCR Tony Greblă. Și vă spun, încep cu acest subiect pentru că avem evoluții, mai era un follow-up, ca să spun așa, detalii importante din această situație din interiorul DNA, iar astăzi procurorul care până la urmă a plecat în DNA a ajuns să fie condus chiar de judecătorul care acum este șef la Secretariatul General al Guvernului, respectiv de domnul Tony Greblă, și ca atare a cerut plecarea din guvern de la DLAF înapoi la Direcția Națională Anticorupție. Dar așa cum vă spuneam, mai sunt detalii. Și am sperat că colegi din presă, cărora le-am împărtășit aceste detalii, le vor publica. Nu l-au publicat. Voi da eu aceste detalii. Trebuie să mă încerc și pe mine. Da. Trebuie să mă încerc, să vezi. Foarte mulți public. Oameni din presă, da. Când au văzut ce am postat... Cine? Dacă dai deontologilor, dă ziariștilor adevărați, nu mai dai stricăciunilor. Haideți să vă citesc ce am scris acum câteva luni.
procurorii secției 1 ADNA au plecat repede din București într-o seară, s-au dus la Suceava și l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul șef birou de secția a doua, care a instrumentat dosarul judecătorului CCR, l-au băgat în dubă, deci pe fratele procurorului. L-au adus la DNA, în DNA la București și l-au băgat în birou lângă fratele procuror. Fratele procurorului, e vorba de Ionuț Bartic, fratele lui Marius Bartic, care este procurorul DNA, de la secția a doua, a fost reținut de procurorii secției 1 ADNA, deci de colegii săi, în toiul nopții, la ora 2:30 dimineața, în ziua de 15 februarie 2015, acestea sunt date din documente, iar procurorii secției 1 ADNA au cerut și obținut de la Tribunalul București arestarea fratelui procurorului șef birou de la secția 2 ADNA, fix în cele mai tensionate momente în care acesta instrumenta dosarul judecătorului CCR, ca să pună presiune pe procurorul, pe Marius Bartic, să-l aresteze pe Toni Greblă. Aici am redat niște citate din oameni cu care am vorbit și care au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat în acea seară. S-au pus în fața ei, adică a doamnei Chioveși, în genunchi, s-a pus. Este vorba de Marius Bartic. Un bărbat cât era de mare și a implorat-o plângând în hohote să nu ia fratele. Și l-a luat. De atunci, omul a fost de nerecunoscut, nu mai auzea ce îi spui, vorbea cu ei, cu el și vorbea cu el și se uita în gol. De atunci n-a mai fost el. Povestesc mulți colegi ai procurorului DNA. A fost cel mai crâncen și cel mai șocant moment din Direcția Națională Anticorupție. Așa e când se ceartă zdrențele. Eu am redat toată povestea pe larg cu legile Big Brother, care atunci erau în pe care le dorea SRI-ul, pachetul de legi Big Brother și care erau la Curtea Constituțională. Și important este să ajungem la momentul 3 februarie 2015. Scandalul marți, într-o marți, scandalul atinge cote maxime în DNA, unde se instrumenta dosarul judecătorului CCR. Dosarul era o varză, așa cum recunoști procurorii. O multitudine de fapte însăilate de la struț, capre, haină, capsatoare, cordelină, la embargo, probatoriu, șubret, dar la conducerea DNA, doamna și ajunții, presează intens ca procurorii din speță să meargă cu judecător la arestare, era vorba de judecătorul Toni Greblă, să solicite aviz de arestare Senatului. Trebuia pe perioada cât judecătorul fusese senator, pentru că domnul Greblă a fost și senator. Procurorul vulnerabil, este vorba de Marius Bartic, i-a amenințat cu revocarea, mai fusese amenințat, intervine și al doilea procuror, nici el nu era de acord cu arestarea judecătorului CCR pentru niște struți, este vorba despre domnul Doru Țuluș. Nici el nu era de acord cu... Da? Un procuror cinstit. Doamna Chioveși vrea neapărat cătușe, arestare, ca atare trimite solicitare oficială de aviz de arestare la Senat pentru Toni Greblă. Se contrazice cu procurorii, cere extinderea urmării penale pe judecător și procurorii o semnează. Primul, cel mai vulnerabil, adică Marius Bartic, care lucrase mult în dosare, îi zice doamna Chioveși și lui domnul Bartic că dacă nu arestează pe Toni Greblă, ia fratele. Se petrec scene halucinante în biroul doamnei Chioveși și de asta dată procurorul, un bărbat, Marius Bartic, un bărbat destul de impozant, înalt, pică din picioare, în genunchi în fața ei ca să nu ia fratele. Începe să plângă, să se roage. 4 februarie 2015. Miercuri, a doua zi, procurorul care lucrase dosarul judecătorului CCR află că ai săi colegi, că colegii lui de la secția 1 se duc să ia fratele de la Suceava. Îi vine rău în DNA, plânge continuu, iar pică din picioare. Noaptea s-a rămas în DNA, era terminat, omul era desfigurat. Acesta este fratele Ionuț Bartic. Procurorul este Marius Bartic, știu că au chemat, asta n-am mai scris, au chemat și ambulanța. 5 februarie 2015, Marius Iacob,
om fidel al doamnei Chioveși și coordonator al secției 1, condusă de, practic toată doamna Chioveși, și pleacă personal de la București la Suceava să facă percheziție la fratele procurorului de la secția a doua. Să caute pe Elodie, nu? Da. Am scris eu aici, îl iau pe sus pe fratele procurorului și încă o persoană îl bagă în dubă și îi duc în DNA, în sediu central, lângă fratele procuror. Deci, într-o cameră, ca să înțelegeți, într-o cameră, ca să, totul ca să fie arestat Toni Greblă. Într-o cameră din DNA, știu că, înțeleg, camerele erau cumva vis-a-vis. Era Marius Bartic terminat și vis-a-vis... Cum, adică, stați un pic, dumne, cum terminat? Procurorul, ascultă-mă puțin, două plângere penală din... i-a făcut nenorocite care ăstea. Care l-a închetat pe Toni Greblă. Nu, parcă povestim într-o grădiniță, a plâns vis-a-vis, toată ziua. Vis-a-vis era fratele său arestat. Așa, și ce a făcut? Săi. Bun, și ce a făcut? El, ăsta, Vartic, în afară de faptul că a plâns. A plecat. Ce a făcut? A plecat din Danea. I-a făcut plângere penală, i-a dat un cap în gură, a făcut un ultraj, a împușcat-o. Sau a plâns? Bine, ascultă-mă puțin. Te ascult, drăguță. Ce? N-am mai redat eu aici. Este de unde a plecat scandalul cu Marius Vartic. Și am sperat că asta se va afla, nu s-a aflat, eu n-am mai avut timp să scriu, dar pentru că procurorul, după povestea asta, a plecat din DNA și acum vrea să se întoarcă în DNA, a plecat cu minte. Pentru că șeful său a ajuns chiar judecătorul Toni Greblă, că așa e viața rotundă. Soarta. Dumnezeu. Haideți să arătăm, Vali, decizia tribunal, sentința tribunalului Suceava. Și o să vedeți cât de complicată este această poveste neagră din DNA. Este un document de la Tribunalul Suceava, secția penală, sentința numărul 121. Fratelui procurorului au făcut două dosare, două prostii, mă rog. Și totul a plecat de la un dosar al unor lideri PSD. Vedeți decizia Tribunalului Suceava, sentința penală numărul 121, pronunțarea pe Marius Vartic și pe ceilalți. Și hai să dăm pagina 41, unde o să vedeți, o să facă chiar invitații conexiunile în studio. Ancheta efectuată de Direcția Națională Anticorupție în cazul fratelui procurorului DNA Marius Vartic a vizat posibile activități infracționale în care au fost implicați Eugen Bejinariu al PSD și Gavril Mârza, care era lider PSD de Suceava, deputați în Parlamentul României, acesta fiind motivul pentru care competența de soluționare a celor referitoare la dispunerea măsurilor de supraveghere tehnică a revenit în alte curți de casație și justiție. De fapt, ce s-a întâmplat aici? În același moment în care povestea cu Toni Greblă era în toi, în DNA, în DNA se mai lucra și dosarul Microsoft. Unde dosar Microsoft... procuror era tot Marius Vartic. DNA, secția de combatere a corupției, adică secția 1, a vizat un dosar în care erau implicați Eugen Bejinariu și Gavril Mârza. Gavril Mârza, lider județean al PSD-ului, și Eugen Bejinariu, deputat de Suceava al PSD-ului. Dosarul pe Eugen Bejinariu și Gavril Mârza nu a apărut nici până acum. Nu există oficial. Din acest dosar, Eugen Bejinariu a devenit denunțător în Microsoft, denunțător protejat, cu identitate protejată în Microsoft, care era lucrat inclusiv de Marius Vartic, iar fratele său a fost reținut din datele din acest dosar, da, a fost dijuns și reținut, pentru ca tot procurorul să îl ia pe Toni Greblă.
Poate, nu întâmplător, când a fost arestat fratele procurorului Ionuț Martic, a fost dus în penitenciar în arestul preventiv și a stat cu cu cei din Microsoft, cu Cocoș și cu Penalty în arestul preventiv. Cameră în care se asculta tot ce se vorbea. Da. Deci, ca să înțelegeți de unde a plecat problema, dosarul pe Eugen Beșinariu de ea, îi provoca. Domnul Beșinariu, care era vizat de acest dosar nu există. Adică căutați-l pe site-ul de Neau, vreo speță pe Eugen Beșinariu și Gavril Mârza, nu există. Din acest lucru a fost extras Eugen Beșinariu, care a devenit denunțător, ca și Pescariu, în Microsoft. Și a fost extras fratele lui Marius Vartic, că era tot din Suceava, pe zona aia de gardă financiară. Și culmea era, totul era la Marius Vartic. Și ca să vedeți cum e viața rotundă, ca să prezint toate datele acestui scandal, astăzi procurorul Marius Vartic, care a plecase din DNA după ce a genunchiat în fața doamnei Chiuveși, a plecat de la DLAF, a cerut să plece de la DLAF pentru că șeful său a ajuns chiar Tony Greb. Minunat. Dumnezeu nu e neam prost. Da. Explicați-mi și mie, adică cum interpretați aceste TNV? Asta cu Beșinariu, n-apucat să o scriu, o văzusem, am făcut rost de niște documente. Încerc să-ți explic eu, dar strict teoretic, din ce am văzut că se întâmpla la acest DNA. Eu sper să nu se mai întâmple în ziua de azi. Dosarele astea despre care nu auzim sau auzim foarte târziu erau de fapt niște dosare. La sesizarea Serviciului Român de Informații, pentru că protocolul lucra, pentru care se cereau mandate de interceptare cu nemiluita. Și în alta curte onor le dădea fără să se uite cine și pentru ce. Într-un astfel de dosar se putea ajunge să se intercepteze până la 100 de persoane. Un astfel de dosar, de care nu știa nimeni. Știu, intercepta dosare și persoane. Cu 700 de... Din alea 100 de persoane, ei își alegeau țintele. Era de ajuns să răspunzi la un telefon. Da, dar aici din nu vorbim despre o situație clasică cu ținte. Aici vorbim despre un șantaj în interiorul DNA. Un șantaj în interiorul DNA, pentru că acele multe dosare cu magistrați, cu procurori și cu judecători erau ținute tocmai pentru șantaj. Ăsta e unul dintre dosarele ținute pentru șantaj. Fratele acestui procuror a fost ținut în dosarul ăla. Care a fost condamnat într-unul dintre dosare. E treaba lui cu ce a fost condamnat. Sunt niște, dar oricum, de unde a plecat dosarul? Pe numele lui n-a existat nicio plângere. Știți câte mandate de supraveghere a avut Ionuț Bartic? Păi, asta vă spun. În astfel de dosare se dădeau până la 100 de mandate. Și era cumva normal. Adică m-am uitat că aici curtea spune, Tribunalul Suceava, domne, e competența DNA și s-a dat mandate de supraveghere tehnică de înalta curte pentru că tu ești de fapt în dosarul lui Beșinariu, care era deputat. Deputat, da. Și al lui Mârza. Da, dar după aceea competența de soluționare s-a dus care la tribunal. Care Beșinariu, a devenit denunțător, PSD-ul, au încercat ei la un dat să facă ceva, dar domnul Beșinariu e foarte lipit de zona de... Ca să-l dirigeze pe culoarul care trebuia. De aia. Eu când am spus că domnul Toader ar trebui, cât este ministru, să facă un control efectiv la DNA, același control ar trebui făcut și la parchetul general, pentru că nici acolo nu-i mai brează situația, este la fel ca la DNA. Dacă cineva ar lua, vă spun sincer, dosarele, păi dintr-un dosar, eu vă dau exemplu, dintr-un dosar se dijung încă 40 de infracțiuni sau de persoane. Încă 40. Despre care nu se mai știe absolut nimic. Știu, la 5, 6, 7, 8 ani. Metodă veche. Bun. Ce se întâmplă cu dosarele alea dijunse? Acolo se cer în continuare mandate. Se acceptă. Pe mandatele alea se mai interceptează încă 20, 30, 40 de oameni pe fiecare din alea 40. Și când ei au nevoie de o țintă sau de un șantaj, l-au luat acolo. În bibliotecă. Mirel Curea, eu întreb așa, unde e dosarul pe Beșinariu și pe Gavril Mârza? Nu există. Păi dacă a făcut denunț, nu e, te respectatorii, te iartă-mă că spun. Iarăși îi zăpăcim, îi încurcăm cu niște chestii din niște dosare la care reacționează și pricep oamenii de presă, avocații. Și nu, haide să ne oprim la chestia aia. Cu procurorul Vartic, care s-a pus în genul
mic și a plâns o zi întreagă și a plecat cu minte. Telespectatorii trebuie să... I-a venit și rău pe acolo, deci parcă vorbim de unul la grupa mare, ești bărbat. Cum adică? Păi nu știu ce faci. Ori te duci și spargi antena 3 și dai în gât, ori pui mâna pe pistol și zbori creierul câteorva și după aia te împuși și tu. Dacă te pui în genunchi și plângi. Da, pentru că acolo... Eu nu judec pe nimeni în mod deliberat, au fost strânși niște nenorociți la acest DNA. Însă, unii erau nenorociți cu o limită. Vartic ăsta, ca și Mihaela Iorga, ca și Țuluș, s-au vădit a fi niște nenorociți cu o limită. Sigur, nenorociți fără de limită au fost Chioveșii. Sigur că da. Cum adică arestezi pe fratele unui procuror ca să faci exerciți presiuni asupra unui coleg de-al tău să facă ce? Să exercite. Nu exercite o presiune. Să ia pentru că era disperat să respecte legea. Exact. Era exact. CCR-ul. Deci oamenii ăștia au comis niște infracțiuni de o gravitate extraordinară, iar victimele lor, nu victimele din afară, dintre ei, pleacă cu minți. Pleacă. Domnul, că și-a dat demisia. Cum adică și-a dat? Mor de gât cu ea. Aia e că n-avea cine să moară de gât cu ea. Că era o adunătură de japițe acolo. Asta trebuie să înțeleagă telespectatorii. Știu, îl cunosc teoria. Unii erau băieți buni, unii erau... Dar vă pun eu puțină frână. Uitați ce s-a întâmplat. Unde putea să facă o plângere? Vă întreb. Unde putea să facă o plângere? La parchetul general, la domnul Lazar. Stimată doamnă, ieșea public, se arunca în aer. Nu poți, te așezi în genunchi și plângi? Nu se întâmplă toate mizerile care le-a făcut. Nu contrafactual? Nu se întâmplă nimic? De unde știi că nu se întâmplă nimic? Ce s-a întâmplat? Dacă toți ăștia ieșeau... După ce o instanță a stabilit că dosarul făcut Mihaela Doamne, Munaru Iorga, această femeie ar fi trăit mai puțin în post de călău. Da, ar fi trăit mai puțin în postura de călău dacă toți ăștia ieșeau. Au apărut pe post de îngeri. Mihaela Iorga, au plâns-o toți, vai de mine. Păi noi mai ținem minte ce făcea femeia asta? Că îi amenința pe arestații, spunea, iau pe fitul și îl bag în celulă cu 6 bolnavi de sida, știu eu. Țuluș care intra beat, muci și făcea anchete beat și cu pistolul pe masă pe care îl învârtea pe deget, doamna avocat, nu vă întreb dacă vi s-a întâmplat, că nu puteți să-mi răspundeți. Aveți cunoștință că ancheta beat și cu pistolul pe masă beat? Țuluș? Nu, dar am cunoștință n-am auzit asta niciodată. Despre celălalt procuror, cel cu accidentul, Beat. Ăla cu accidentul, Beat mort. La audiere de martor. Și pe ăștia îi scoatem eroi acum, plus săracul era la Olaf și când a dat cu ochii, la Paldon, și când a dat cu ochii de amărâtul de greba, a plecat și de aici. Dar dacă știe carte, se fac avocat, doamnă. Și a dat demisia din DNA, s-a dus la guvern. De ce nu s-a apucat de avocatul ăla, că e ceva de capul lui? Deci, eu aici, înțelegi? De exemplu, aștept cu înfigurare dosarul ăsta al domnului Greblă, care, din punctul meu de vedere, a fost o bătaie de joc totală, fără să mă pricep, n-am ce treabă cu dreptul. Doamne, dă o plângere penală acum, de ce nu-i face? Dă, domnul Greblă să se îndrepte cumva, nu știu care sunt procedurile împotriva, mai ales acestui procuror, și poate în acel moment procurorul... Nu există nicio procedură, adică dacă un procuror își bate joc de tine, nu poți să-i faci nimic? Atunci trăim într-o țară de nebuni. Pentru că cum adică nu știm că trăim într-o țară fapta de nebuni. Fapta este săvârșită înainte să intre o să se înființeze cât de curând secția aia pe care, care trebuie să ancheteze magistrații. Da. Se va duce acolo și va face o plângere. Domnul acesta va fi invitat, normal, deja în lege... Trebuie. Pe 24 octombrie trebuie să fie înființată. Eu nu cred că se va înființa. Și atunci când domnul acesta va apărea în fața altor procurori, sperăm mai... Cine? Procurorul Vartic, sau cum ai zis, așa. Noastră ați văzut cât s-au chinuit. Să povestească ce s-a întâmplat. Cât s-au chinuit cei doi Cosma, cu înregistrări, filmat, dat mură în gură ca să ajungă Onea și cu protocolul. Da, așa s-au chinuit și au izbândit. Da. Până eu vă spun, trigger-ul aici, acolo scuzați, mai mult decât ce, au făcut casetele cu domnilor Cosma, din punct de vedere cel mai mult a făcut Onea singur cu acea conferință de presă când a ieșit Scobiluș. Deci pentru mine momentul ăla, eu când l-am văzut pe șeful DNA Ploiești în fața presei, scobindu-se în dinți, a fost
capacul pe oală. Deci pe femeie din momentul ăla n-a mai existat. Domne, mai rău de atât femeia de se poate. Din familia Cosma. E cât 14 bărbați de ăștia. Ăștia ori ajung în arest și ies plângând, ori se așează în genunchi în fața ocazului și plâng. Domne, bărbatul român plânge, domne. Da, domne, mai plâng și bărbații. Știi că e și melodia și aia, hologram, și bărbații plâng. Ce tu n-ai plâns niciodată în viața ta? Cu temei, când am fost arestat în 89 și mi-au fost dinții scoși în bătaie, n-am plâns. Mirel, hai să îi spun. În momentul în care se intra în această clădire a DNA-ului, eu îți spun că am pățit. Mergeam cu clienți, bărbați, cât tine de mari. Nu sunt bărbați, voi sunteți noi bărbații ai poporului ăsta. Bărbați de 2 metri, bărbați de 100 de kilograme. Știu, plângea Patriciu. În momentul în care erau ținuți separat în camerele alea, câte 2-3 ore, se făcea presiune pe ei, așa. Adică li se povesteau toate amănuntele din viața lor, de la copii, soție, tot, zi cu zi. Cât se stabilise, păi se stabilise. Numai puțin, oamenii ăia, de 100 de kilograme bărbați, efectiv leșinau. Da, pentru că erau de mămăligă. Pentru că erau oameni care n-au fost niciodată. Să nu deturnăm emisiunea și să povestesc, n-aș fi vrut să povestesc în viața mea, dar m-a convins fratele meu și cu Dan Andronic când m-am dus la Bruxelles. Să-i stric circul Laurei Codruța Căvi și m-am dus împreună cu Liviu Pleșoianu și cu și cu Savaliu. Și ăștia mei, povestește-mă ce ai pățit, că e păcat. Nu-mi venea să povestesc. Așa. Ca bărbat mă simt umilit. Dar am povestit și le-am citit-o la acolo. Cum am fost bătut de procurorul Direcției a 6-a Cercetări Penale a Securității cu bocan cu gură de m-a lăsat fără dinți. Cum m-au băgat la cercetări, cum și-au bătut joc de mine. Cum îmi dădea 3-4 țigări bărășiști, culmea, cine? Sergentul major de pe arest, adică invers, procurorul cu facultatea de drept, ăla cu o clasă, la cu o clasă, om, n-are nicio legătură omenia cu cultura. Și am povestit, le-am povestit și lor de la Bruxelles, n-aș fi povestit așa ceva. Este foarte umilitor, poate să uită copilul meu acum și aude așa ceva. Iar tu îmi spui mie acum de bărbați de 1,90 m, care care riscă cel mult... Nu au avut în viața lor contact cu deținuții politici care au stat 18 ani. Care nu au avut în viața lor contact cu un procuror, care nu-și imaginau că în țara asta există altfel de procurori. Așa. Și care mai dădeau în acele birouri ale DNA, în afară de procurori și peste niște oameni de pe la SRI. Da. Să moară de gât cu ei. Au scăpat să moară de gât cu ei. Eu te întreb așa. Dacă afli de situația asta, că eu am aflat, de exemplu, așa din... că ei nu prea spun chestiile urâte și... le-au acoperit. Da, terifiante din DNA. Spuneam așa, nu vreau să... eu nu sunt Vartic, adică și eu îmi trebuie să stai puțin ce s-a întâmplat. Am aflat ce s-a întâmplat cu Vartic, că de-aia am și scris foarte târziu, pentru că nu aveam conexiunea cu contextul în care... adică știam ce s-a întâmplat, dar nu știam de ce au făcut-o. Pentru că greblă, da? Și atunci am scris de greblă. Și am mers mai departe să văd cum l-au luat, adică cum au ajuns la un inspector sau ce era de la Garda Financiară, care era din Suceava, care era fratele lui Vartic. Și am aflat și îl găsesc în momentul oportun. Pe Bejinariu. Pe Bejinariu, adică Bejinariu, martor denunțător în Microsoft, care era în care era anchetator chiar Vartic, deci procurorul era anchetator în Microsoft și fratele arestat de colegii săi într-un dosar ieșit din al unui denunțător Microsoft. Unde este dosarul de care ei vorbeau aici, că de asta au început ancheta și au dat 70.000 de mandate de supraveghere tehnică, ca să-ți date de DNA, nu de SRI, sunt făcute prin SRI, dar date de DNA. Unde este dosarul pe Mârza și pe Eugen Bejinariu? Pentru că triggerul este aici. Știe Vartic. Pentru că este clar nu știe Vartic. Pentru că secția întâi Vartic era la a doua. Da, știu. Doar că... secția întâi era lui Chioveși și spun aici dosarul, spune chiar aici, a fost avizat posibile activități infracționare în care au fost implicați. Deci, după ce au ascultat pe ăștia până n-au mai putut, infracționale. L-au extras pe Bejinariu și l-au făcut denunțător în Microsoft. L-a făcut denunțător, dar cred că
Nu cred că Bartic, cred că Seriu a făcut denunțător. Venind de la doamna Chioveș și probabil cum a venit și Pescariu de mânuță, el e denunțător și da, așa. Cred că pe filiera asta. Pe de altă parte, în momentul în care în momentul în care la Bartic a ajuns Bejinariul denunțător, mă îndoiesc că Bartic nu a aflat că Bejinariu are un dosar deschis la secția 1 la colegii lui. Care nu știau, să știe... De multe ori nu știau unii de alții. Adică eu spun acum de o situație din DNA unde au descoperit că șeful secției a doua are dosar făcut de ăia de la secția a întâi. Mai există și varianta. Deci există această variantă în care a știut, ei au ținut dosarul. Și au descoperit acum dosarul odată cu nebunia cu judecătorii, cu procurorii, cu toate astea. Deci ei își făceau dosare între ei, fără să știe unul de altul. Deci dosarul pe șeful coordonatorul secției a doua. Dar nu știm ce se întâmplă cu niște șobolani închiși într-o incintă. Este făcut de doamna Mirica de la secția întâi, care era lucrând acolo și având legătură cu dosarul Microsoft și cu acest dosar, adică cred că și Bejinariu a venit și a zis: frate, fac un denunț în Microsoft, că așa se face, dar mi-l închide spăla. Și nu mă băgați nici în Microsoft. Evident, și așa se negocia. Asta era practica. Oricum, până la urmă, nu a mai băgat pe nimeni Dar Mârza, care e lider județean al PSD, unde e? Păi de unde știți câte denunțuri nu avea și Mârza la până vreo câte dosare? Avem bune. Asta nu avem. Adică o să aflăm peste vreo 2-3. Asta nu avem. Vedeți, lucrurile astea le afli discutând, trăgând de ei, nu știu ce. Asta nu apar când oamenii ăștia politici ajung. Că dacă e lider de filială la Suceava, nu e așa important. Dar ea să vrea să vină ministru pe aici. A, da? Atunci, hop, apare dosarul ăla dintr-un sertar. Vrea altceva mai sus, hop, încă un dosar. Și aia e. Justiția asta la noi a fost făcută... E independentă, că astăzi, de uitați, se discută exemplu... despre Curtea Supremă, să vedem cât de independentă e justiția în lume și numai la noi de ani de zile vorbim despre independența justiției. Astăzi am discutat cu domnul Toni Greblă și că l-am întrebat, dom'le, și a dat demisia Bartic? Și mi-a zis, dom'le, nu și-a dat demisia, a întrebat secretara, omul și-a dat seama, stai, dom'le, puțin că am o problemă aici, adică eu am devenit secretar general al guvernului. Și eu îl conduc pe Bartic, care mi-a făcut dosarul și l-am întrebat pe domnul Toni Grăblă dacă știa în acel moment situația, că totul a coincis, a suprapus cu situația lui Ionuț Bartic și a zis nu știam, aflat de la dumneavoastră și nu pot acum, că ei cred că dacă am venit la SGG-ul e Dragnea, nu știu ce, PSD-ul e la și nu pot să vrea să facă niște demersuri, dar acum fiind în funcție nu mai poate să le facă. Dar mi-a zis că Bartic, de exemplu, a trimis hârtia la CSM, nu și-a informat șeful pe Toni Greblă, care Toni Greblă oricum delegase activitatea DLAF, că știa că are o problemă cu Bartic, lui Madame Lambru. Ah, secretar general. Dar poate ai aflat documentându-te. Pe Bartic ăsta. Cine l-a angajat la guvern? Adică doar el a plecat. El a cerut să plece. El a plecat din DNA. Da. Dar cine l-a băgat? Dar cine l-a angajat a acolo? Pe concurs. Cine poate să angajeze așa ceva acolo? A plecat acolo? Pe vremea lui Cioloș. Așa. Și probabil că pe vremea Cioloș Rufian, nu? Pe vremea lui Cioloș l-a angajat. Nu, el a cerut să nu mai fie în DNA. Nu, e foarte important cine l-a angajat. Secretarul general al guvernului pe vremea lui Cioloș. Ăla l-a angajat acolo. Da. Da, eu mi-aduc aminte că tot vorbim de dosarul avocații, domnului Greblă și să-mi lucrurile legat de faptul că se pierd foarte mulți. Vă aduceți aminte când dosarul a fost la un moment dat invitat la DNA și a vorbit și cu presa finul domnului Greblă. Nu știu dacă îl mai țin. Da. Era un discurs foarte simplu. Și de bun, eu dau cadouri cui vreau eu. Da. Și îi spun procurorului chestia asta și dacă are mai multe întrebări, poate și-a lăsat așa. Dacă discursul său a fost la fel și cu procurorul, eu mi-aduc aminte că a stat 10 minute la discuție și n-a mai fost chemat niciodată. Deci, contează foarte mult și cum arăți și cum te comporți și în discuția cu procurorul. Că dacă, și bineînțeles. Evident, poate să-ți prezinte multe lucruri, dar nu știu dacă pentru cineva era o surpriză în momentul în care ajungea în fața procurorului de nerea, o surpriză că ăia știau și de câte ori te duceai la toaletă. Nu știu, de ce era o surpriză? Pentru că vorbim de ani de zile că
Toată lumea e urmărită, interceptată. Ăia știu ce faci. Vorbim noi, dar oamenii care n-au legătură, spre exemplu, să luăm puțină publicitate, care n-au nicio legătură cu partea asta, când este luat de acasă la 6 dimineața cu mascații, aruncat într-un birou la DNA, ținut cu presiune acolo 3, 4, 5 ore, fără să aibă contact cu avocatul, fără să-i dea voie, fără să aibă contact cu familia, cu nimeni, să nu-i transformăm nici pe ăștia în frutură. Evident că tu te pierzi în momentul în care știi că ai o pată. La mizie. Evident, da, tu erau de niște zone unde te cam aștepți. Ce, exact. Ia spuneți-mi, un medic în ce zonă este ca să te aștepți să fii luat? Nu la ei mă refer. Păi eu mă refer la al de ăștia. Eu vorbeam despre medic. Ah, da, bine, sigur. Care te duci un medic? Chiliei de acasă la 6 dimineața. Era un dosar cu vreo 80 de doctori oncologi și de voiau termine. Au fost achitați toți, nu și răspunde cineva în Consiliul Județean. Bine, să te cam aștepți. Vreau puțină publicitate acum. Acum înțelegeți de ce am început chiar cu citatul din congresmenul american, din senatorul american Lindsey Graham, care spunea aseară în congres, vre justiție, nu aceasta este țara, nu aceasta este moment, nu acesta este momentul, nu acesta este orașul. Era în Washington DC, în congresul american, în care se decidea judecătorul pentru Curtea Supremă. Vedeți aici, la Direcția Națională Anticorupție, asta nu este justiție. Un dosar în care procurorul este anchetator în Microsoft, iar fratele său este arestat de colegii săi de la cealaltă secție, în dosarul denunțătorului Microsoft, doar pentru ca el să fie luat, să fie luat judecătorul, exact ca judecătorul Molotov, CCR, care a ajuns, a fost achitat în prima instanță și a ajuns exact acum șef. Ca Molotov când Stalin a luat-o pe nevastă sau pe Polina. Și n-a zis nimic, a rămas cu mintea lângă Stalin. Că și noi avem resurse limitate, adică în afară să vorbim cu oamenii și să aflăm, facem niște documente, nu suntem instituția ale statului. Luăm puțină publicitate și noi dezvăluiri pe casa doamnei Chioveși, pentru că avem doamna Chioveși, aceeași doamnă Chioveși și-a luat două case de la stat. Vorbim despre prima casă, că a doua casă este prima casă cu o situație, a doua casă este cu altă situație. Vorbim de prima casă, avem răspuns oficial de la parchetul general. Avem noi dezvăluiri, episodul 2, ca să zic, sau nu mai știu al câtelea, cu casa doamnei Chioveși. Prima casa doamnei Chioveși, dacă vă faceți aminte, doamna Chioveși a fost vreo 6 ani procuror general al României. Ca atare, în 2006, când a devenit procuror general, vedeți pe ecran, chiar locul, mă rog, cartierul unde a avut casă doamna Chioveși, chiar în Buricul Bucureștiului, lângă Arcul de Triunf și lângă hotelul lui Dorin Cocoș, că și aici au eu poveste. Vedeți pe strada Nicolae Racotă, numărul 12. Ăsta este blocul unde i s-a repartizat de către domnul Tăriceanu. Domnul Tăriceanu, premier la vremea aceea, și doamna Macovei, ministru al justiției, un apartament pentru o locuință de serviciu, mai precis, ca să fim foarte exact, doamnei Chioveși și ca procuror general al României. Acote era hotelul lui Dorin Cocoș. Înțeleg că în acel bloc, în blocul doamnei Chioveși, a stat și doamna Topolicianu. Topolicianu, denunțătoarea de profesie a Direcției Naționale Anticorupție, foarte apropiată și de Elena Udrea. Prietena lui, exact. Și prietena Elenei Udrea. Deci, în Buricul Bucureștiului, RAPPS, prin Guvernul României, i-a repartizat procurorul general Codruța Chioveși, care în 2006, într-adevăr, nu avea casă, venise de la Sibiu, o casă. Și o să vă arăt documentele, pentru că avem răspunsul parchetului general, care... Cu cine a stat în casa aia? Cu SP Pistu sau cu SIGISB-ul ăla de la DigiTV? Nu știu cu cine a stat, este repartizat procurorul general al României, doamna Chioveși. Pe 29 martie 2006, Tăriceanu și Macovei, Călin Popescu Tăriceanu premier la acea vreme, și Monica Macovei dau prin guvern o ordonanță de guvern, acea celebră ordonanță 27 pe 2006, să vedeți pe ecran imediat,
prin care procurorii care au case, proprietate personală în București, nu pot avea locuință de serviciu. Adică, domnule, dacă ai casă în București, nu poți să ai locuință de serviciu. Programul a doua casă. Articolul 22. Vedeți că eu am tot scris pe Facebook-ul meu, judecătorii și procurorii din ordonanța asta scrie că judecătorii și procurorii și personalul asimilat din magistrații, din justiție, care au dreptul la atribuirea unor locuințe de serviciu dacă nu beneficiază de casă în București, adică dacă nu au casă în București. Dacă au casă în București, nu mai poți să ai locuință de serviciu. Pe 2 octombrie 2006, doamna Chioveși este numită prin decret publicat în Monitor Oficial procuror general al României. Eu vă citesc un timeline, ca să spun așa, o desfășurare de evenimente. Pe 7 noiembrie 2006, doamna Chioveși cere prin adresă locuință de serviciu că n-avea nici casă în București. Pe 6 decembrie 2006, Macovei cu Stroie inițiază o hotărâre de guvern în care vorbesc în nota de fundamentare și vom da nota de fundamentare de cererea doamnei Chioveși să îi se dea locuință de serviciu că n-avea de niciun fel locuință de serviciu, că Ministerul Public nu are locuință de serviciu, are o casă de la guvern, de la RAPPS, să dăm nota de fundamentare valii, trece de la guvern la Ministerul Public cu destinație de serviciu special pentru doamna Chioveși. Tot pe 6 decembrie, în aceea zi, doamna Macovei, domnul Tăricianu, domnul Radu Stroie și Vlădescu, domnul Vlădescu, uitați, aceasta este nota de fundamentare. 6 decembrie 2006. În care spune că trebuie să-i repartizeze casă doamna Ecove și că nu are casă și că din ministerul nu are casă. Boscheți. Așa, hotărârea de guvern e publicată în Monitor Oficial. Și pe 14, într-o lună, până în ianuarie 2007, îi se face predarea, primirea locuinței de serviciu. Și ce să vedeți, pe 11 septembrie 2007, doamna Chioveși își cumpără o casă proprietate în București, proprietate personală, deși una avea o locuință două, de serviciu. A cumpărat una din astea? Nu, și-a cumpărat ea casă. A treia. În sectorul 5. Am înțeles, da. Din acel moment, doamna Chioveși trebuia să predea casa de la RAPPS, ceea ce nu a făcut. Și o să vedeți documentele pe ecran. Haideți să vedem punctul 3, Vali, când Tăricianu a dat casa, că se vede clar documentul de la guvern cu Călim Popescu Tăricianu. Punctul 3, din documente importante. Tăricianu a dat casa doamnei Chioveși, un apartament de 110 metri pătrați. Uitați, aceasta este hotărârea de guvern privind transmiterea unui imobil la RAPPS, la Ministerul Public, deci la Parchetul General. Mai jos, și o să vedeți cu destinația pentru Procurorul General al României, da? Pentru Procurorul General al Parchetului, doar nu se spune Chioveși, da? Călim Popescu Tăricianu și contrasemnează mai jos Monica Macovei și alți domni din Guvernul României și Radu Stroie, că era la SGG atunci. Documentul 4, ca să vedem și cum arată casa. Arată nașpa. Pentru că documentul 4 spune ce reprezintă casa. Are 110, e din poza pe care v-am arătat-o, apartamentul de pe racotă. Datele de identificare ale casei este în anexa, da? Pe care am stat și am găsit-o aici cu... Că am mai făcut o emisiune pe tema zonă, doamna Mocanu a stat. Uitați, o suprafață locuibilă de 110,75 metri pătrați și un teren aferent, nu știu ce e asta, de 45,35 metri pătrați. Un bloc, nota de fundamentare. Ce ne spune Parchetul General? Eu am întrebat dumneavoastră. Ce ați făcut? Adică ați dat casă lui Chioveși inițial corect, da? În 2006, când avea casă, dar dânsa în 2007 și-a luat casă și trebuia, a mai dat casa înapoi? Și ce îmi răspunde Parchetul General? Fiți atenți aici. Să dăm răspunsul Parchetului General. Pe care l-am de mult, dar n-am apucat să-l dau în emisiune. Zii, domnule, nu ne mai fierbe. Ce a zis? Parchetul General recunoaște că a dat casa doamnei Chioveși
Potrivit articolul 22 din ordonanța 27/2006, care nu-i dădea dreptul doamnei Chioveși să mai dețină casa încă 4 ani jumate, ne spune data, uitați pe ecran. Persoana la care faceți referire, adică madame Chioveși, a beneficiat de această locuință de serviciu în perioada 21/3/2007, 10/10/2012, de 5 ani jumătate. Nașpa. Iar baza legală pentru atribuire au reprezentat următoarele acte. OUG 80/2001, articolul 22, care culmea din 2007, că trebuia să o dea înapoi. Spune că trebuia să o dea înapoi. Absolut, da. Și HG, ce v-am arătat eu pe ecran, 1710, așa, cu referire că am întrebat și de bănuți. Unde da bănuții? Adică cine a plătit? Ca să știm dacă noi suntem fraieri și noi suntem fraieri. Cu referire la cel de-al doilea punct al solicitării, menționăm că prin hotărâre așa, aprobată așa, stabilește următoarele aspecte. Locuința de serviciu care se pune la dispoziție beneficiarului, se pune la dispoziție complet dotată, inclusiv cu mobilier. Cuptor cu microunde. Chiria, cheltuielile de întreținere ale locuinței de serviciu și amortizarea bunurilor acestora. Bună și SPP-ist. Inclusiv a mobilierului, se asigură de instituțiile publice în care acesta își desfășoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 de lei anual. Cuantum acestei sume poate fi modificat prin hotărârea guvernului. 18.000, adică 180.000. Așadar, cheltuielile înregistrate pentru locuința de serviciu la doamna Chioveși pe perioada atribuirii au fost plătite din fondurile bugetare ale parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Asta înseamnă că parchetul spune că a stat 5 ani jumate, practic 4 ani jumate ilegal. 18.600 am făcut și eu. Ori da, e socotită el, sigur că da. Da. Se ajunge la vreo 20.000 de euro. Aproximativ. Da, 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 da. 20.000 de euro. Bani ciordiți. Bani pe care ca să înțeleagă telespectatorul. Că... ciordiți. Păi, da. Pe care ar trebui ce? Nu, 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 că aici să-i dea înapoi. Care ar trebui un control. Nu, 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 nu. Bani ciordiți. De procuror, da. General, da. Și ordonator de credite, da, își plătea, da, din fondul, da, din bugetul parchetului general, chiria pentru, nu, o locuință. Pentru, da, da, doamna Chioveși și conducea parchetul general. Păi, ea era ordonator, deci, nu? Ea era ordonator, păi, de credite, ea semna, ea plătea. Ai... Și atunci... Nu, dar în casa aia, nu, cine a stat aia? E frumos, cumva? E frumos, nu, dar și doamna, nu, stai, nu, ca să înțeleagă tot... Nu, stați un pic, foarte important. Orice român, dacă un parlamentar de municipiul București, care are locuință în București, ia acei bani, da, de diurnă, e, da, pasibil de... de pârnaie. Da. Doamna Chioveși, da, a avut locuință, da, în București, a avut 5 ani jumate casă și n-a pățit nimic. E cât se poate de sorin. Dintre care 4 jumate ilegale. Venim cu discuția și mai puțin publicitate. Dar știți că parlamentarii sunt rău absolut, doamna Chioveși e bine.